Salutare și bine v-am regăsit! Astăzi vreau să ne jucăm puțin cu această micuță referință. Probabil unii dintre voi vă întrebați ce putem face cu jucăria asta. Ei bine, cu ajutorul ei putem să vedem cam cât sunt de precise aparatele noastre, cel puțin în teorie. Vedem aici LRC Calibrate Ref de la referință. Aici putem vedea producătorul, cel mai probabil chinez. L este inductanța, R rezistența, C capacitatea. Dacă ne uităm pe spate, putem vedea cu ce aparate s-au făcut măsurătorile. Fluke PM6306, Agilent 34401A. În 2017, deci este un pic mai veche, și măsurătorile s-au făcut la 23 de grade Celsius. La mine aici este mai cald, sunt probabil 26, poate mai bine. Jucăria o găsiți pe site-urile chinezești, AliExpress și altele probabil. Tot ce este trecut aici am transcris eu pe acest cartonaș. Da? Ca să putem să le vedem mai bine. Bun. Nu mai stăm prea mult de vorbă și ne jucăm un pic cu ea. Așa. Așa. Prima oară testăm aparatul de la APA. Punem asta aici. Deci avem 1,668, da? Aici avem 1,669. Mă rog, avem 66980. Da, deci este pe acolo. Să dăm drumul și la așa. Foarte aproape. Deci 1,66980, da? Deci foarte bine. Foarte, foarte bine. Aici avem la fel. 1,670. Excelent. Zic eu. Mai testăm și... Haideți să-l testăm și pe ăsta micuț. Mereu mi-a plăcut jucăria asta de buzunar. Unde îl punem? Îl punem aici. Nu? Așa. Hai să vedem. Incredibil. Ce să mai zică lumea că unit fac stifturi. Da. Numai Fluke. Numai cei cu Fluke au voie să măsoare. Asta ca o paranteză. Așa, să încercăm și o capacitate, nu? Așa, schimbăm bornele, punem pe bornele unde avem condensatorul. Așa. Le dăm pe poziția corectă. Asta parcă avea pe aici.
Așa. Nanofarați. 60,387. Eu zic că este perfect. Așa. Așa, și aici. Hai să punem așa după culoare, frumos. 60,1. Deci, capacitatea a măsurat-o mai bine modelul de la APA. Iar rezistența, eu zic că a măsurat-o mai bine modelul de la UNIT. Este un aparat foarte bun și precis, UT195E. Personal îl recomand, este foarte robust și ce îmi place la el este că avem și lozul, da? Funcție excelentă pentru electricieni, pentru cei care lucrează în acest domeniu sau în ceva similar. Da? Eu, de exemplu, lucrez în automatizări și este excelent pentru că nu mai avem de-a face cu curenții fantomă. Da, cam asta este micuța jucărie. Chiar mă bucur că am cumpărat-o. Mai trebuie să cumpăr și o referință pentru tensiune. Am înțeles că ar fi câteva acolo, destul de bune și relativ ieftine. Bun, eu vă doresc multă baftă și spor la treabă în continuare. Pa, pa!